În aceste momente ne teleportăm, ne mutăm într-un alt studio, de data aceasta copilașii îmbrăcați în straie populare, pentru că ei știu tot ce înseamnă tradițiile legate de iarnă, obiceiul caprei, ursului sau căluții. Să știți că aceste jocuri se mai păstrează în prezent în ansamblu Opincuța de la Liceul Ion Creangă din Capitală, conducătoarea căruia sunt Maria și Viorica Lupu. Pe lângă faptul că o admirăm în fața televizoarelor, interpreta Viorica Lupu de 10 ani de zile alături de mama ei, este profesoară în ansamblul folcloric Opincuța. De la cea mai mică vârstă, de la 6 ani, mama m-a cooptat, să zic așa, în ansamblu și întotdeauna la sărbătorile de iarnă eram puși în priză, ca să zic așa, adică mergeam cu Colinda la tot felul de festivaluri, la tot felul de spectacole, turnee în România. Am avut o copilărie foarte frumoasă și mă bucur pentru asta și mă bucur și pentru acești copii că au ocazia să, prin prisma ansamblului nostru, să cunoască tradițiile. Și zâmbești toată lumea! Minte, școală, carne, oală, sănătate, fără boală. În primii ani mi-a fost un pic cam greu pentru că nu aveam experiență. De multe ori îmi pierdeam răbdarea. A fost greu să învăț să fiu și cadru didactic, pentru că totuși este o artă aparte să știi să predai. Acum recunosc că am început să mă înțeleg din ce în ce mai bine în ultimii ani cu copiii. Am înțeles care este specificul vârstelor. La fiecare vârstă trebuie să-i tratezi diferit și trebuie să-i tratezi ca pe niște mici artiști, pentru că fiecare dintre ei are o personalitate, un caracter aparte și recunosc că este o muncă destul de dificilă. Aici Viorica a învățat ce e disciplina în scenă, iar acum are în subordine peste 100 de copii de toate vârstele și toți dornici de arta frumosului. Participăm la toate festivalurile din Chișinău, din țară, aproximativ la toate. Acum ne pregătim de un festival internațional care o să aibă loc în județul Hunedoara, România. Și sper să ne prezentăm cu bine și să aducem un premiu acasă. Este un lucru măreț să fii profesor. De asta este convinsă doamna Maria, prin experiența căreia au trecut mulți copii. În curând se împlinesc 30 de ani de când am format și conduc acest colectiv, care mi-este tare drag și scump, este a doua mea familie. Are idei foarte frumoase și Viorica și Elena, cealaltă fiică, și împreună formăm un trio folcloric minunat. De multe ori cedez eu, pentru că îmi dau seama că ele sunt mai tinere, au viziuni mai... și ele îmbină tradiția cu modernul. Mă numesc Paul, sunt clasa 3-a și învăț în ansamblul Opincuța de când am intrat în școală. Adică e și ca o plăcere cum... Unde se duce tot stresul care îl acumulezi ziua la școală, cu notele cu asta, tot așa vin la Opincuța și mă liniștesc. Promovarea tradițiilor în rândul copiilor este ceea ce avem noi mai scump. Este tezaurul folcloric al neamului, este cartea noastră de vizită în lume, este ceea ce poate lua omul mergând peste mări și țări.